cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moral. La dimineața, oameni buni, bine ne-am găsit la cafeaua de dimineață, pentru că astăzi chiar e de o cafea așa dulce. După mult timp avem așa o bucurie comunitară, ca să zic așa. A fost ieri meci de calificare, barajul pentru Liga a doua. Ceahlău a reușit să câștige, chiar dacă echipa adversă a jucat, hai să nu spunem, în 14 jucători, dar în 12 sigur. Tușierii au fost cât de cât ok, dar băiatul ăla de la centru, de la Galați, probabil că s-a gândit că o excursie, adică un concediu în Dulcea Bucovină n-ar strica. Una peste alta, Ceahlău a câștigat cu 2-0, s-a calificat, mă rog, a promovat în Liga a doua și probabil că ne-am bucurat cu toții. Eu trebuie să anunț că la ora 10 vom avea o ediție specială dedicată acestui moment. Va veni finanțatorul clubului Ceahlău în emisiune și probabil că vom putea să vă dezvăluim mai multe lucruri din această aventură. Până atunci să spunem că este, ca de obicei, joi astăzi, ca de obicei a apărut ziarul Mesagerul și tot ca de obicei lunar a apărut și Ecoul Munților și, respectând obiceiul, în emisiune este primarul municipiului Piatra Neamț, Anton Andrei Carabela. Nu ce problemă, salutăm și pe Toni. Da, dăm un miel astăzi. Bine ați venit la emisiune. Bună dimineața, bine v-am găsit. Într-adevăr, este o zi, o dimineață superbă pentru Piatra Neamț, după o seară magică în care stadionul din Piatra Neamț a răsunat de s-a auzit în toată țara, așa cum poate se întâmpla în perioada de glorie a Ceahlăului. A fost un meci extraordinar, într-adevăr. Echipa a jucat foarte bine și a compensat poate chiar un arbitraj ușor deficitar, aș zice. Nu sunt în măsură să comentez mai mult. Să ne bucurăm de rezultat și de o calificare extraordinară, o încununare a unei munci, a unui efort susținut într-o perioadă destul de dificilă și complicată. Iată că Ceahlău, după 7 ani de la reînființare, și au început în Liga a cincea. După primul sezon în Liga a cincea au promovat fără drept de apel, cu doar victorii, fără nicio înfrângere. La fel și a trecut și prin Liga a patra, promovare imediată. Cred că 3 sezoane am stat în Liga a treia, dar iată Ceahlăul pășește victorioasă în Liga secundă. Felicitări staffului tehnic, finanțatorului, jucătorilor, publicului minunat. Și e clar că sportul de performanță din Piatra Neamț putem spune că renaște. Este foarte important ce s-a întâmplat, faptul că ieri în tribune au fost foarte multe familii cu copii. Dar nu au venit tata cu băiatul. Am văzut familii întregi. Tata, mama și copiii. Ba mai mult decât atât, în tribuna dedicată... Și bunicii, bine. În tribuna aceea, zisă tribuna familiei, îmi spunea cineva, chiar m-a oprit dimineață, nu am fost în tribună și zice, a fost foarte mult bun simț, dacă au mai fost unul, doi care au încercat să... Băi, nu vezi că sunt copii aici? Și a fost o atmosferă de sărbătoare, ceea ce ar trebui să întâmple mult mai des prin... Da, felicit. Ideea a fost foarte bună să se numească Tribuna Familiei și eu mă bucur că pietrenii, într-o zi, până la urmă de mijlocul săptămânii, au reușit să se mobilizeze în număr atât de mare și să participe la, să susțină echipa. 10.000 de oameni au fost și atmosfera a fost extraordinară. A fost foarte bine, a fost ok. Acum rămâne... ca după ce se trage linia și se fac planurile pentru viitor, să vedem cum această echipă, care reprezintă județul și municipiul,
poate fi și susținută, pentru că aici este o întreagă discuție. Cei de la Suceava, ca să vă dau un singur exemplu, ieri au avut 11 autocare puse la dispoziție gratuit de către primărie. Nu știu cum au făcut. Eu vă pot spune că posibilitățile sunt foarte limitate. Da, aici este cum... vorba de felul în care reacționează mediul de afaceri. Așa s-a întâmplat și la Suceava. Să zicem, poate primăria a fost un integrator și... Eu nu știu cum au făcut. Eu am văzut cum a reacționat media din Suceava, care a spus, mâine la meci primăria pune la dispoziție 11 autobuze gratuite. Avea și o declarație a primarului, cred că nu mai știu, Lungu sau ce. Da, Lungu, da. Și domne, sprijinim echipa. În momentul în care ei au intrat în Liga a treia, au avut un buget fabulos pentru Liga a treia. Așa este. Un buget fabulos. Trebuie să ne uităm la un întreg context. Știu, știu. Ce înseamnă Suceava, ce înseamnă Piatra? Bugetul pe care l-a alocat municipiul Suceava pentru sport, cred că este de cel puțin 10 ori mai mare decât posibilitățile pe care le-am avut noi pentru această direcție la Piatra Neamț, din motive simple de explicat. 3 milioane de lei le plătim în fiecare lună. Auziți, care țin chiar... provin chiar din finanțarea unor activități care țineau de sport la un moment dat. Care au legătură și cu sportul. Cu sportul. O parte dintre ele. Ca mai este un cestiți. Alt argument. Avem atâtea proiecte unde avem cheltuieli extrem de mari pe partea de cofinanțare. Unde am ajuns undeva la 39%. În primul rând trebuie să asigurăm susținerea financiară, să alocăm banii necesari pentru a acoperi toate aceste cheltuieli. De asta nu am reușit să venim să alocăm anul acesta un buget mult mai consistent pentru sport. Însă, angajamentul a fost în această direcție de la bun început. Constant am crescut bugetul pentru susținerea sportului, iar acum avem și o abordare prin care să scăpăm de acest corset foarte strâns al datoriei publice. Suntem în parcurs de emitere a obligațiunilor cu care să scăpăm de datoria publică, să reușim să avem un buget mult mai consistent pe partea de investiții și, bineînțeles, pe partea de promovare și susținerea sportului. Acum, cum să vă spun, să ne bucurăm acum de acest succes. Ne vom bucura și la 10 cu domnul Măzăreanu în emisiune și să revenim... Și aș vrea să mai punctez un singur lucru. Poate s-a construit și s-a exagerat cu această percepție că primăria nu a susținut echipa de fotbal. Inclusiv faptul că avem o bază sportivă întreținută care să ofere toate condițiile de joc la cel mai înalt nivel. Sunt multe cluburi de fotbal de Liga I care nu au gazonul și accesul și facilitățile de care beneficiază. În general se construiește. Cheltuierile pentru întreținerea bazei sportive, cu tot ce implică ea, de la reparații, cheltuieli de mentenanță, gazon, utilități, personal, ne ajung undeva la 1 milion de lei pe an. Ceea ce nu este puțin. Ca să nu mai vorbim de investițiile pe care le facem pentru a face ca această bază sportivă să rămână una competitivă și modernă. Aproape 3 milioane de lei numai în pista de atletism, pe care, unde avem contract de execuție semnat, dar nu am început reabilitarea pistei de atletism, tocmai ca să nu împiedicăm derularea meciurilor pe care le-a avut de susținut echipa de fotbal. De astăzi începe mobilizarea executantului pentru o pistă de atletism nouă și lucrările vor dura undeva la 2 luni și jumătate. Deci numai bine până la începerea noului sezon competițional, unde vom avea ocazia să vedem echipa noastră jucând în Liga a doua, într-un contrast, zic eu, mult mai de apreciat decât cel de astăzi, pentru că și cromatica pistei de atletism se va schimba. Acum să aibă grijă muncitorii să nu distrugă gazonul. Dar n-au treabă pe gazon. Eu știu că n-au treabă, dar... Atât alea ar trebui. Eu știu că n-au treabă, dar mai cunoaștem și mentalitățile. Da. Bun. Să revenim la problemele celelalte de zi cu zi ale orașului. Am spus, ne bucurăm,
felicitări tuturor celor care au contribuit la promovare și, în primul rând, felicitări celor, dacă spuneți, 10.000 de oameni pe acolo, da, care au fost în tribune. O să fac eu la ora 10 un calcul ca să arăt cum se poate susține o echipă de fotbal în Liga a doua, dacă nu uit până atunci. Pot să fac și eu o propunere de care sunt convins că veți lua și dumneavoastră, sau deja o aveți. Există trei surse prin care se poate susține performanța sportivă. Prima și cea mai importantă este coagularea mediului de afaceri în această direcție. A doua este, evident, publicul minunat care să meargă la fiecare meci acasă, pentru că din bilete se susține mare parte, se pot susține mare parte din cheltuielile echipei și, bineînțeles, un sprijin mult mai consistent din partea autorităților. În fața dumneavoastră mi-au acest angajament că vom suplimenta considerabil bugetul pentru sportul de performanță și implicit pentru echipa de fotbal. Am reținut, am notat, nu uităm și vom reveni. Da? Haideți să vedem ce se mai întâmplă prin prea frumosul nostru municipiu. Care anume sunt problemele care vă trezesc dimineața? Ce se întâmplă, pe mine mă interesează în primul rând, ce se întâmplă cu apa? Se lucrează, au început să lucreze. De mai bine de o săptămână se lucrează la rețea de apă într-un ritm aproape bun. Nu suficient de bun din punctul meu de vedere, dar discuțiile cu executantul îmi dau încredere că mobilizarea va fi și mai bună și că vor începe lucrul și pe un al doilea front de lucru, tocmai pentru a a reușit să se încadreze cât mai bine în termenul de execuție, care este 31 august. Deci 31 august. Suntem în iunie, la începutul lunii iunie, deci mai avem 2 luni și ceva. Bun. Probabil că la 31 august iava va fi în pământ. Nu știu dacă la suprafață lucrările vor fi... Abia după aceea vor începe pe lucra pe partea de carosabil. Deși, în funcție de situațiile pe care le vedem în teren, acum proiectul sau graficul de execuție presupune că finalizăm întâi Bulevardul Traian, după care se va freza și se va turna covorul asfaltic pe Traian. Concomitent se lucrează la podul de la spital, care ar trebui de asemenea să fie gata la finalul lunii august, începutul lunii septembrie. Eu am înțeles că podul dărâmat va fi repus la loc, că era indestructibil și el va trebui să rămână încă 100 de ani, pentru că podul nou nu va fi bun cum era podul vechi și el trebuie repus. Era un pamflet acolo sau... Nu, deci, dar eu așa am înțeles. E într-adevăr foarte multă beletristică în jurul oricărui proiect. De la o cea mai mică bordură devine muză pentru unii care au darul de a scrie, dar nu neapărat și darul de a înțelege foarte bine ce se întâmplă. Eu nu pot să-mi dau cu părerea și nu pot să comentez o expertiză tehnică, un proiect tehnic făcut de proiectanți. Pentru că am auzit că există persoane cu putere de decizie, sau care, că existau la un moment dat, e un mit până la urmă, persoane de decizie care bat cu pumnul în masă și dictează experților și proiectanților ce să scrie. Eu nu sunt genul acela de persoană de decizie. Era, deci nu știu, aveați putere de decizie pe vremea domnului Chitică? Nu. Mă refer la faptul că acest pod se demolează în mandatul meu. Da, se demolează pe baza unui proiect și unei expertize tehnice. Deci făcute când? Specialiști. În 2018-2019. Deci vă întreb încă o dată, aveați putere de decizie pe timpul domnului Chitic? Nu, dar nici atunci decizia nu a fost luată în dezacord cu ce au spus. Eu nu-l văd pe domnul Chitic bătând cu pumnul în masă și să spună vreau să-mi demolați podul. Păi nu a făcut asta, de asta vă zic. Expertul tehnic și proiectantul și verificatorul de proiect
sunt cei care își asumă soluția tehnică. Noi, ca administrator al drumului, nu facem altceva decât să ducem la îndeplinire și să implementăm un proiect de execuție semnat și verificat de niște specialiști. Dacă este un scriitor care din a cărui cerneală este plătită să scrie și să dezinformeze, eu nu pot să combat, trebuie să apelăm la inteligența și la capacitatea de înțelegere a pietrenilor. Podul s-a demolat pentru că experții tehnici și proiectanții au spus că este mai bine așa. De ce? E un pod care a fost construit în două etape, cu două soluții tehnice diferite. Nu exista documentație tehnică cu privire la care sunt tipul de grinzi, ce tip de materiale au fost făcute în prima fază. Deci podul a fost făcut pe un tip de grinzi, după care a fost supralărgit în anii 90, cu final de anii 80. În această situație, neavând toate documentele și mai ales fiind făcute o serie de constatări vizuale și care au condus la acest rezultat, expertul tehnic a zis, sunt aceste două variante, consolidare pod cu zeci, sute de activități care implicau un anumit buget și care permiteau prelungirea duratei de viață a podului cu 20 de ani sau o soluție tehnică de demolare mult mai sigură în care vii de la bun început cu o documentație tehnică completă, verificată, conform normativelor în vigoare astăzi, cu cele mai înalte, cu claritate pe toate specificațiile tehnice. S-a ales varianta aceasta atunci. Eu nu pot să o contrazic, pentru că și mie mi se pare mai eficient să faci o investiție pe termen lung decât o reparație superficială care nu-ți dă toate garanțiile necesare. Bine, noi avem, ca să spunem așa, am luat o lecție în neamț cu reparațiile de poduri, dar n-aș vrea să dau apă la moară acum, știți, să amintesc despre Luțca, da? Pod care era garantat încă 50 de ani. Și a ținut 8 luni. De asta spun că aici ar trebui poate să ne gândim un pic atunci înainte de a trage niște concluzii, dar ce mă distrează pe mine este că toate aceste lucruri au venit după ce podul a fost dărâmat. După ce era luat acolo. Da. Adică, dom'le, eu înțeleg. Când am avut ceva de spus despre coridoarele de mobilitate, am spus la vremea aceea, da, nu după ce au început coridoarele când de mobilitate. Când erau în dezbatere și când încă se mai puteau face modificări la proiect. Că nu s-au făcut, că asta e altă poveste. Dar după semnalele de alarmă care le-am tras, domne, nu puteți face până nu aveți apă, că așa v-au dat autorizația, domnii de la APA Serv. Lucrurile măcar s-au discutat și s-au luat niște măsuri. S-a ajuns ca cei de la APA Serv să pună pe Mihai Viteazu, conductă parte din Mihai Viteazu, primăria să facă rost de bani prin Angel Salini pentru Traian și Decebal. Și aici s-a ajuns la un compromis. Da, au fost tronsoane unde s-au făcut întinderi de, nu știu, 300 de metri lungime, s-au făcut înlocuiri ale rețelelor. Întrebare de la doamna Ana Maria Ionicel. În ce an va fi finalizat acest pod? Anul acesta, graficul de execuție ne indică că podul va fi finalizat la finalul lunii august. Cel târziu, început de septembrie, ar trebui ca firma să finalizeze podul. Deci, grinzile sunt făcute, săptămâna asta se curăță molozul rămas la fața locului și de săptămâna viitoare încep să toarne, să lucreze la... Să foreze, să pună, toarne... Să toarne pilele podului, care au anumit timp de așteptare. Cred că sunt două faze care vor trebui duse până la 28 de zile pentru întărirea și
betonului. Da, am înțeles. Deci ca să fie foarte clar, podul trebuie să finalizeze. Trebuie finalizat anul ăsta, proiectele trebuie finalizate anul ăsta. Da. Bun. Acum, am văzut că pe Dimitrie Leonida, în fine, ne apropiem de partea de turnat asfalt. Am văzut că astăzi se pregăteau să toarne în zona pieței. Mult și a fost, puțin mai este. Acum a început turnarea ultimului strat, stratul de uzură. S-a turnat mai întâi acest strat pe zona străzilor laterale și a parcărilor. Astăzi se continuă cu aceste activități și săptămâna viitoare sunt planificate, se va turna stratul de uzură pe cele patru benzi de circulație de la bretelele de la 1 mai până la gară în zile successive. Da, important este să se termine bucata asta, că ar mai ajuta. Aici fac apel la pietreni să urmărească comunicările pe care le facem, pentru că trebuie să ținem cont, bineînțeles, și de vreme, dar noi vom anunța imediat ce primim exact orarele și felul în care planifică lucrarea executantul. Vom anunța și noi public, tocmai în ideea de a preveni blocajele în trafic. E într-adevăr... De data asta nu cred. Dacă se va turna și stratul final, care urmează semnalistica ce mai e pe șosea, nu cred că se va supăra atât de multă lume dacă după aceea se va putea circula mai bine. Da, mai bine. Astăzi și mâine se finalizează și lucrările de la sensul giratoriu de la Brădet, care veți vedea va fi unul cât se poate de eficient. Eu am deplină încredere pentru că am văzut cum este gândit proiectul și se vor respecta regulile de sens giratoriu, dar se va putea trece peste, adică va fi carosabil. Sens giratoriu carosabil? Da. Așteptăm să vedem. Bănuiesc că îmi dau seama despre ce este vorba. Se va putea trece peste bucata aceea pentru camioane și pentru cei care nu pot să ia... Sigur că da. Da, bănuiesc că da. Bun, deci hai să ne-am lămurit cu asta, cu podul. Eu aștept să-l repuneți la loc. Poate folosiți Lego ca să-l puneți la loc. Ar fi o idee și asta. Da, haideți să vedem ce alte probleme avem. Spuneați, sau mergem cu întrebări? Mergem cu întrebări. Doamna Ramona Elena Butuc, ce ne poate spune domnul primar despre grădina de vară Văleni și cent de permanență din Văleni? Despre grădinile de vară, despre grădinile publice din Văleni, Speranța și Pietricica, din păcate nu pot spune foarte multe lucruri astăzi, pentru că nu mi este clar cât de conștient este constructorul că trebuie să termine aceste lucrări până la finalul acestei luni. Nu se concepe o prelungire a contractului și nu va exista nicio prelungire a contractului. S-a mișcat foarte lent. Eu pot înțelege unele motive obiective, dar nu înțeleg cum s-a ajuns aici și cum încă nu reușim să ne mobilizăm așa cum trebuie. Aștept că mai este încă timp, 2 săptămâni, să termine aceste lucrări. Pentru a planifica recepția finală, haideți data de 30 iunie, să termin final. Acum. Bun, e așteptat să termine. În ce stadiu se află? Au vreo șansă să termine în 2 săptămâni? Minuni se pot întâmpla. Dacă se mobilizează așa cum trebuie și dacă ar fi respectat toate discuțiile pe care le-am avut împreună, nu aveau absolut niciun motiv să nu termine. Mai mult n-am ce să zic astăzi. Păi, poate ar trebui să ne spuneți și cine e constructorul, ca să știe. Dar nu este un secret, este o firmă care a avut destul de multe lucrări în Piatra Neamț și încă și-ar mai dori probabil multe.
Este vorba despre societatea Mondoterm. Mondoterm. Dacă au reușit să-și dea cu stângul în dreptul, e o problemă. Este o problemă. Aveți datorii la ei? Sub nicio formă. Nu este niciun constructor care se poate plânge de așa ceva. Toate plățile s-au făcut cu o rapiditate. În funcție de importanța proiectelor, toate documentațiile se analizează mult mai repede, tocmai pentru a nu pune în dificultate constructorii, că au furnizori pe care trebuie să-i plătească, au angajați pe care trebuie să-i plătească și dacă din culpa primăriei nu reușesc să-și plătească furnizorii, evident că vor ajunge să aibă întârzieri. Deși noi facem tot ce ține de noi pentru a evita aceste întârzieri, există cam două, maxim trei firme care nu înțeleg să respecte acest principiu al operativității. Că noi pentru asta facem acest efort. Bun. Dar există penalități. Dacă până acum am încercat să venim în întâmpinarea lor, să le spunem, înțelegem că aveți probleme cu găsirea furnizorilor și că lanțurile de aprovizionare și termenele de furnizare s-au complicat. Înțelegem micile întârzieri, dar în momentul în care vedem că nu se lucrează săptămâni întregi sau că se lucrează la un ritm mult inferior celui din graficul de execuție, deja avem de la jumătatea lunii trecute aplicăm penalități pentru zilele de întârziere. Păi, cred că e normal. Așa e. Dacă, poate normal. Dacă am fi avut această abordare de la început, poate nu am fi ajuns aici. Dar am considerat că vorba dulce mult aduce. Da. Deci cu astea ne-am lămurit cum e. Haideți să mergem mai departe. Eu încerc să intru în legătură directă cu Bogdan. De ce? Pentru că primesc întrebări pe o temă la care am și un filmuleț. Da, Bogdan, să-mi spui dacă e ok, da? Deci, suntem întrebați în emisiune ce planuri aveți pentru strandul de an, pentru strand. Deschidem strandul pe 15 iunie. Era vorba și dacă există vreun plan de reamenajare. Sigur că da. Avem discuții cu arhitecți în acest sens. Este prematur să intru în detalii acum. Ideea ar fi să reușim să facem ca baza de agrement care este acolo să o punem în valoare pe o perioadă cât mai lungă a anului. Cred că de aici se înțelege cam ce gen de proiect ne dorim. Însă, în primă fază, este nevoie de o temă de proiectare foarte bună și de acolo să evaluăm clar cam care ar fi costurile și nivelul investiției. V-am tot povestit la un moment dat despre un om, care, un pietrean plecat din țară, care îmi tot trimite planuri pentru oraș. Și mi-a trimis, și mulțumesc încă o dată, mi-a trimis un filmuleț de la un Aqua Palace din Ungaria, aproape lângă noi, la Hajdu Szoboszló, cred că am pronunțat bine, nu mai știu, așa, și unde s-a ținut un revelion, deci, ce nu e mai mare cu mult decât strandul nostru, și acolo este folosit tot timpul anului, și vara și iarna. N-am știut ce filmuleț... Da. Deci nu e decent, să știți, sunt costume de baie. Da, da, da. Dar este o petrecere de revelion într-un strand care nu este mai mare decât ce e la noi, dar este amenajat. Eu o să dau pe bucățele așa ca să nu... Bogdan. Da. E ceva gen terme de la... Ceva în terme, dar micuțe, nu atât de mari. În direcția aceasta avem și noi discuțiile pe care le-am avut cu
cu niște arhitecți. Și erau români. Deci români care petreceau acolo Revelionul. Da, mulțumesc, Bogdan. Am vrut doar să arătăm acest filmuleț. De ce? Pentru că există, toată lumea zice, nu am, da, există idei, există posibilitatea de a se face, mai trebuie să existe și pănuțul. În primul rând, trebuie să existe voință și formularea ideii este primul pas, bineînțeles. Noi, în momentul de față, lucrăm la tema de proiectare și la conceptul de proiectare. În momentul în care vom avea niște mai multe date, vom putea face public acest proiect, dar e încă în fază de concepție. Da. Acum, apropo de lucruri care se pot face... De asta nici n-am făcut, de asta și din poate și multe alte motive, nu am făcut niște investiții foarte consistente în Strand, ci am încercat să facem lucruri care să conducă mai întâi la viabilizarea investițiilor. Mai întâi am regularizat puraiele, pentru că știți prea bine, în fiecare an se întâmpla ca inundațiile să producă ceva sau distrugeri destul de mari. Iată că de 2 ani, de când am făcut aceste investiții, nu se mai întâmplă acest lucru și ușor, ușor alocăm bani pentru noi proiecte de agrement, mai întâi un loc de joacă, apoi un Aventura Park, dar proiectul mare e într-adevăr acesta. Domnul primar, am în imagine, am pe calculator și o să pună Bogdan o imagine din de la Marea Mișcare. Da. Și aici este această pistă, să o numim, da? Pistă pentru cei care merg pe trotinete și chiar și biciclete. Această pistă în cele 2 zile și un pic cât a fost... Încă este. Deci, eu vă spun atunci. În cele 2 zile a fost full. Da, știm. Ne așteptam la asta, dar pot zice că am fost chiar surprinși de entuziasmul care l-a... Deci, și atunci, eu mă întreb... Cât, Doamne iartă-mă, costă o asemenea? Nu vă pot spune o cifră exactă, nu, dar cu precizie. Nu din asta neapărat pe bucățele. Și una amenajată. Pentru că eu aceasta am prim... modulară este mai fin, pentru că noi n-am lucrat la un proiect. Vă dați seama, am luat-o de-a gata. Și nu au fost nevoie de... Nu a fost un proiect atât de complicat să ai e mai cumpărată? Multe faze. Este cumpărată. Da. Deci este a primăriei. Este a primăriei. Cei de la Marea Mișcare au venit cu propunerea de a o închiria pentru zilele evenimentului. Și am zis, mă, oameni buni, plătim transport, plătim montaj. Ce sens are? Oricum presupunea niște costuri destul de mari. Am zis, hai să o luăm să rămână a orașului. Noi oricum aveam deja acest proiect în minte. Bun. Și o să rămân aici. O vom duce în zona fostului Târg Auto. Acolo va rămâne definitiv. Spre Strand, la Puntea Strand. Da, de ce? Dom'le, este un lucru pe care copiii îl apreciază. Care este în proiectare. Adică va fi o zonă pentru acești copii, acești tineri care... Adică mi se pare că cu bani puțini poți găsi ceva care să atragă o anumită categorie de oameni. Adică tinerii, copiii, bineînțeles că ei acolo e o problemă, va trebui asigurată cumva și un pic de asistență, probabil medicală, nu-mi dau seama dacă e cazul, nu mă pricep. Dar oricum, ideea este că cu bani vedeți? Foarte puțini se poate rezolva o necesitate. Se vede un panou alb acolo. Sunt niște reguli de utilizare și echipamentul de protecție recomandat pentru utilizarea acestui traseu de pump track. În principiu, trebuie respectat. Cască de protecție, genunchiere, cotiere, mănuși,
pentru a evita accidentele și... Deci, asta vreau să spun. Dom'le, uite că se poate face și... Bogdan, mulțumesc, o să ies, da? O să ies ca să putem să... Așa. Deci, am vrut să subliniez un lucru. Că de multe ori cu bani puțin se pot face lucruri care să adune comunitatea. Și, Bogdan, o să încerc eu. Te rog, chiar poți să dai. Deci, am făcut un mic foto-video eveniment, Marea Mișcare la Piatra Neamț și chiar o să și punem niște imagini, dacă Bogdan mă ajută. Ia uitați câtă lume era la această demonstrație. Nu vorbesc de concertele de seară. Eu vorbesc de ora 11-12, când teoretic nu era foarte multă lume. Iar aici, cu copiii aceștia care desenau, a fost un adevărat succes. Toate activitățile au fost minuțios pregătite. Evenimentul nu este la prima ediție. Organizatorii aveau deja... Și ediția anterioară a fost un succes, chiar dar de data aceasta... Dar exercițiul și antrenamentul pe care l-au făcut... Uitați cum se urcă, am văzut niște copii absolut incredibil urcându-se aici, ca să nu mai vorbim de bicicliștii care săreau... O senzație, da. Deci săreau acolo. Au fost și oameni de o anumită vârstă care au sărit cu bicicletele. Unul chiar a avut contact cu solul, dar a fost frumos și drăguț. Da. Bogdan, o să ies un pic, da? Și o să mai punem ceva ce a avut un real succes și ca să ne mai înveselim și noi în emisiune acum. Cafeaua de dimineață. Ne oprim, Bogdan, că ajunge. Deci, da. Ideea este că s-a adunat comunitatea, s-a simțit bine și se poate face fără foarte multe cheltuieli. Îmi spunea cineva acolo, zice, dom'le, măcar câte un sfert din asta, dacă s-ar organiza în weekend, s-ar simți bine oamenii și ar mai uita de necazurile de zi cu zi. Eu nu știu cât a costat tot evenimentul, dar poate o să întreb și pe cei de la... Deci e un eveniment care a fost susținut și de primărie, din câte știu, și de Consiliul Județean, dar cea mai mare parte a costurilor a fost, da, și Clubul Rotary, care a gestionat foarte bine, cu o întreagă echipă de organizare, a gestionat foarte bine acest eveniment, atrăgând și foarte mulți sponsori. Pentru că cea mai mare parte a costului, sau nu pot să zic exact cât a costat evenimentul, însă pot spune că sunt foarte mulțumit că și primăria a avut o participare eficientă în acest proiect și că rămâne orașului, dincolo de amintirea aceasta frumoasă și imaginile pe care și dumneavoastră le-ați prezentat, rămâne și pump track-ul. La anul, cu siguranță, vom sprijini din continuare și vom vedea ce propuneri și activități vor propune cei de la Marea Mișcare. Pe lângă pump track va mai rămâne și un hub educațional pe care îl vom muta în toate cartierele orașului, după cum vor decide organizatorii, în funcție și de evenimentele pe care vor propune să le facem împreună în perioada următoare. Da. Avem tot felul de mesaje absolut normale în perioada asta, pentru că toată lumea se reportează la meciul de ieri. Primăria și CJ trebuie să investească la Ceahlău. Sonorizarea a fost proastă. Pista de atletism, tocmai spuneați, arată începe rău, imediat, etc. Dar... sunt lucruri care de acum trebuie discutate, pentru că e ușor să spui acum în emisiune, să nu uităm că o primărie are un consiliu local. Consiliul local care votează proiectele, teoretic ar trebui să și propună proiecte, iar cei care le duc la îndeplinire se cheamă executiv, adică primar
și aparatul de specialitate al primarului. Și dincolo de votul pe care îl exprimă consilierii locali, ne supunem legislație în vigoare, care vine cu destul de multe condiționări, mai ales când vine vorba de susținerea performanței și asigurarea unui echilibru din punct de vedere concurențial. Cam despre asta este vorba. Dar cert este, o spun cât se poate de răspicat, da, primăria are acest rol și va asigura o creștere considerabilă a bugetului pentru susținerea performanței sportive. Da, mergem mai departe. Dar genul ăsta de manifestări, cum au fost cu Marea Mișcare, care eu cred că s-ar putea face mai des și fără foarte multe cheltuieli. Am văzut cluburile acestea, am arătat ultima filmă. Da, să știți că vara asta chiar vor fi multe evenimente, inclusiv de mișcare și de distracție. Și nu numai în Piatra Neamț, ci și în comunele învecinate, și aici mă refer și la Gârcina. Weekendul trecut a fost un weekend foarte efervescent, cu foarte multe evenimente. Am avut pe de o parte și Alpha Fest în centrul orașului timp de mai bine de 3 zile. Peste 100 de participanți au stat în Piatra Neamț, au expus mașinile cu un design destul de atrăgător. Alpha, toți membrii Alpha Club, în urma unei invitații din primăvară, de la începutul primăverii, au decis să aleagă Piatra Neamț ca destinație anul acesta și Piatra Neamțul a fost declarat orașul oficial al Alpha Fest 2023. Au venit la Piatra Neamț, au avut un program foarte, foarte încărcat. Mie îmi pare rău că nu toți pietrenii au reușit să, toți cei interesați au reușit să afle despre acest eveniment. A mai fost Marea Mișcare, a mai fost Gârcina Bike, ediția a patra, iarăși un eveniment de succes, peste 500 de participanți de toate vârstele. Cea mai mare parte a lor pietreni au petrecut o zi extraordinară alegând de asemenea mișcarea în aer liber și discuțiile pe care le-am avut cu domnul primar și organizator este ca de la ediția 5-a să ne alăturăm acestui proiect și să vedem cum putem sprijini, pentru că eu consider că este un eveniment foarte frumos și bicicleta are din ce în ce mai multă căutare în rândul pietrenilor. Au fost multe evenimente și chiar mă bucură că se întâmplă aceste lucruri. Toate aceste evenimente au fost pregătite cu voluntari. Și vor mai fi multe pentru că chiar zilele trecute s-a votat și în Consiliul Local lista proiectelor pe legea 350, proiecte ale societății civile și ale cluburilor sportive, tocmai pentru a susține mișcarea, implicarea socială și activitățile recreaționale. Da. Acum o întrebare de la domnul Ioan Fărcășanu. Salut! Care este cea mai bună variantă acum pentru a ajunge la ștand? Întrebarea este răutăcioasă, da. O adresez. Da, e o întrebare nu răutăcioasă, pentru că e de înțeles. Deci eu pot să văd răutate atunci când se arată cu degetul către o singură persoană, dar aici întrebarea este de bun simț, pentru că adevărul este că puntea de la ștrand devine o aventură. Încă nu am reziliat contractul, că probabil urma să aveți întrebarea aceasta, pentru că așteptăm oferta tehnică a unei firme care să își asume întinderea toroanelor în condițiile bugetului pe care îl are în spate contractul de execuție. Și? Ce puteam face mai mult ca primar? Din prima săptămână am comandat expertiza tehnică, o expertiză tehnică care la câteva
la câteva luni ne-a dat un deznodământ foarte apăsător, care a și condus la închiderea punții pietonale, pentru că, deși mi-am asumat menținerea traficului restricționat pentru pietoni, în ideea în care să menținem în folosință puntea, am văzut că nu se respectă respectivele recomandări să nu supraaglomerăm puntea. Am fost nevoit să iau această decizie pentru a evita o tragedie. Pentru că oricând, în condiții de trafic crescut, puntea de la Strand putea să intre într-un fenomen de rezonanță metalică care ar fi condus la ruperea turoanelor și, bineînțeles, prăbușirea punții. Mai ales în contextul în care s-au văzut aproape lucruri de genul acesta, nu putem accepta să ne asumăm acest risc. În primul rând, am obligații pentru siguranța și securitatea pietonilor. Am închis această punte într-un moment în care eram deja a treia oară în licitație. Am organizat 5 licitații și abia a cincea oară a fost cu succes. Deci am alocat din fașă bugetul necesar pentru această investiție. Faptul că anumite lucrări n-au fost făcute la timp și că această punte ar mai fi putut să o ducă câțiva ani buni dacă s-ar fi făcut lucrările minime de mentenanță asupra ei, nu poate nimeni să mă vinovățească pe mine pentru asta. Astăzi avem un contract de execuție. Din păcate, în condițiile unei piețe extrem de volatile și dinamice, de la semnarea contractului de execuție și până astăzi, ofertantul nu a reușit să găsească un subcontractant care să întindă toroanele, să le furnizeze, să le întindă și să poată executa lucrările de siguranță prevăzute în proiect. Astăzi așteptăm noi răspunsuri, că altfel am fi reziliat încă de câteva săptămâni contractul pentru a-l scoate din nou la licitație. Da, am înțeles. Deci veștile nu sunt... Nu avem cele mai bune vești astăzi, dar nu ne oprim aici și nu lăsăm lucrurile așa. Sub nicio formă nu lăsăm lucrurile așa. Bun, întrebare de la domnul Gabriel Bălțătescu, chiar nu știu dacă puteți răspunde la ea pe loc. Bună ziua, dar poate ajunge, ascultă vreun funcționar și vă dă un mesaj. În legătură cu eliberarea certificatului de naștere la copii nou născuți, am înțeles că durează chiar și 30 de zile până se eliberează și ca să fie eliberat mai repede, există o taxă aberantă de 1000 de lei? Exclus așa ceva. Nu știu. De ce în Germania la consulat se eliberează în aceeași zi și la noi în Piatra Neamț durează atât? Da, poate vă dă cineva un dacă feedback. Dacă îmi dați voie, chiar acum întreb. Până atunci eu... Până atunci eu vă pregătesc încă un set de întrebări, pentru că am primit câteva întrebări care mie chiar îmi plac. Ce planuri are primăria pentru cartierul Ciritei? Poate un teren de sport în locul școlii dărăpânate? Ridicarea canalelor la nivel cu carosabilul pe strada Ion Ionescu de la Brad? Tunderea ierbii și nu în ultimul rând, stație de autobuz normală și se spune spor la treabă. Sunt proiecte pentru cartierul Ciritei. Există și multe lucruri care trebuie corectate acolo. Sunt străzi unde proprietarii și-au extins cumva proprietățile intrând pe suprafața care ar trebui să fie drum și asta ne împiedică să facem investiții în acel drum. Dacă sunt și oameni care ne urmăresc din acea zonă, am cerut colegilor să meargă în vizite și să găsească soluții. Eu aș zice să meargă la treabă, să nu meargă în vizite. Bineînțeles, în vizite de lucru. Nu era, să meargă la treabă. Nu era vorba de turism acolo, dacă la asta ne vă ducea cu gândul. Bineînțeles că avem proiecte de a sistematiza zona respectivă cu trotuare și
modernizarea suprafeței carosabile. Presupun că activitatea de cosit deja se întâmplă. Nu înțeleg la ce se referă concetățeanul. Ar fi absurd să nu ne facem treaba, dar chiar îl rog să-mi scrie personal ca să pot verifica. Da, foarte bine, de asta zic. Așa, eu îmi fac datoria, pentru că astea sunt probleme cu care se confruntă oamenii, pe lângă marile probleme cu ce mai sunt cu trafic. Cu privire la acea clădire care este fosta școală, într-adevăr se află într-un stadiu destul de avansat de degradare. Consolidarea pare improprie și ineficientă. Motiv pentru care avem în calcul identificarea unui proiect pe care să-l implementăm acolo. Nu știu dacă se pretează, dacă este suficientă suprafața respectivă pentru a face o mică bază sportivă în acea zonă, dar poate fi o variantă. Da. Apropo de puntea de la Strand, unul dintre fanii noștri, apropo de ce are de gând să facă și puntea de la Strand, primarul și primăria, oamenii tot trec puntea chiar dacă e închisă. Sunt și filmări. Pentru că s-au săturat să aștepte. Deși e foarte periculos, am văzut chiar părinți cu bebeluși trecând puntea. Și asta este o realitate. Este o realitate. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm un pic că sunt foarte mulți pietreni care merg în Strand, respectând totodată regulile, fără să treacă peste o punte închisă circulației. Durează 20 de minute de la Mall-ul Nou, de la Mall-ul Mare, până în Strandul Tineretului, mergând cu copilul de mână pe podul de la Căprioara. Sunt mulți pietreni, am prieteni care fac acest traseu tocmai pentru că Strandul e o zonă atractivă. Deci astea sunt realități. 20 de minute poate e mult pentru o plimbare. Nu știu, nu mă pronunț eu. Mai există și varianta pe baraj, se poate trece dacă nu mă înșel. Și aceasta este o variantă pe care unii pietreni o... Rapid vă mai adresez câteva întrebări. Bună ziua, ce se întâmplă, doamna Iordăchescu? Bună ziua, ce se întâmplă cu acele foișoare din parcul care au fost distruse și practic sunt un pericol pentru copiii mici? Vor fi reabilitate sau vor fi luate? Vor fi reparate și vor fi imputați banii respectivi celor vinovați. Că majoritatea acestor zone astăzi sunt supravegheate video, motiv pentru care sigur identificăm cumva făptașii. Poliția locală își face treaba din acest punct de vedere. Majoritatea cazurilor de vandalism astăzi le identificăm care sunt făptașii și îi plătesc în fața legii. Nu se poate altfel. Doamna Tihenea, bună dimineața! La ultima ședință de Consiliul Local a spus că lansați o dezbatere cu ONG-urile de protecție animalelor privind stabilirea cuantumului cheltuielor pentru adopție la distanță. Care mai este situația? Au fost făcuți primii pași pentru această dezbatere? L-am mandatat pentru că primarul nu poate să le facă de unul singur pe toate. Cred că chiar în cadrul ședinței am lansat această propunere atât ONG-urilor de profil să facă analize, să ne le trimită, să luăm act de ele și să le analizăm cu specialiștii din primărie. Și l-am mandatat pe domnul viceprimar Marius Irimia să preia această problemă și să organizeze această dezbatere. Eu, ca primar, mi-am făcut datoria, am inițiat acest proiect. E un proiect care nu ne obliga legea să facem acest proiect. Eu am considerat că venim în sprijinul asociațiilor de protecție animalelor, prin care să promoveze adopția la distanță și să salvăm câini. În niciun caz n-am avut vreo intenție. Nu, ideea era dar că... legea te obligă, dacă faci acest lucru, să asiguri cușcă individuală pentru fiecare câine, țarc individual, anumite condiții care presupun niște investiții. Acea cifră n-a fost pusă că trebuie să rămână cuiva, nu știu, societății care administrează adăpostul pentru să rămână bani în buzunar. Nu, era
făcut această investiție pentru a acoperi cheltuielile cu hrana, cu întreținerea, cu investițiile necesare pentru a face adăpostul. Lumea acum se încălzește, știți, pe măsură ce. Cine se ocupă în acest oraș de spațiile verzi, mă refer la rândurile de flori care sunt lăsate în voia sorții, curtea domnească, punct de atracție pentru turiști și nu numai, e sub orice critică și din acest punct de vedere. La curtea domnească, nu înțeleg unde sunt rândurile neîntreținute, poate pe acele șantiere în lucru, da, se poate întâmpla să fie așa, dar în rest eu consider că majoritatea sensurilor giratorii sunt bine întreținute și aspectuoase, tocmai pentru că sunt o carte de vizită pentru oraș. În ceea ce privește curtea domnească, acum 10 ani se... Apropo, să facem un anunț astăzi la ora... 12 sau la ora 12, așa, da, lansarea va fi Târgu Auto, primăria este partener cu Camera de Comerț, dacă nu mă înșel, va fi lansarea oficială. Avem și o întrebare de ce se face acolo, că sunt probleme cu așa, dar eu îmi fac datoria să anunț că este această manifestare. Mai avem 2 minute. Sigur, încerc să răspund în 2 minute. În primul rând, genul acesta de manifestări trebuie să se întâmple pe platoul Curții Domnești, pentru că pentru asta este realizat platoul Curții Domnești, pentru evenimente și pentru a fi o carte de vizită deschisă pentru oraș și pentru a atrage oamenii la evenimente de calitate. Acesta a fost obiectivul pentru care a fost realizat platoul Curții Domnești, să promovăm orașul prin evenimente de calitate și să atragem oamenii acolo. Ideea măreață, foarte bună, dar din păcate prost executată, pentru că acum 10 ani, mai bine de 10 ani, s-a finalizat un proiect care trebuia să țină 100 de ani fără probleme, dar iată că după 10 ani se văd niște bolțari care, eu nu-mi dau seama ce proiectant, a recomandat să se facă ziduri de sprijin cu BCA. Eu așa am văzut acolo. Și dar poate nu e în proiect, poate e în execuție doar. Da. Firma respectivă a dispărut. Deci eu nu vorbesc de... Poate e numai în execuție. Platoul Curții Domnești este o idee exemplară, o idee minunată, dar implementată foarte prost și cu soluții improvizate din punctul meu de vedere. Asta ne face ca astăzi să nu putem face reparațiile, toate reparațiile necesare, pentru că e un proiect foarte complex. De la colectarea apei pluviale, băile de jos, până la plăcile cu care este pavată curtea domnească, avem numeroase probleme. Încercăm să le facem față și să înlocuim plăcile care s-au spart, care s-au dislocat, dar trebuie să avem niște răspunsuri pe care le așteptăm de la proiectanți, verificatorii de proiect și de la experții tehnici care au verificat lucrările respective. Trebuie să ne oprim aici. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Deci lumea acum s-a încălzit și de întrebări, dar le rețin pentru data viitoare. Continuăm încălzirea în săptămâna viitoare. Eu mai spun o dată că de la ora 10 vom avea emisiune în direct, ediție specială cu domnul Măzăreanu, care trebuie să apară. Întrebările pe fotbal care au venit aici, poate le transmiteți acolo ca să putem discuta. Vom lămuri mai multe aspecte, probabil, în timpul acestei emisiuni, pe lângă bucuria calificării. Mulțumesc domnului primar pentru participarea la emisiune. Dacă totul e în regulă, ne vedem și săptămâna viitoare, vedem cum e programul. Până atunci, însă, oameni buni, toate cele bune, să ne bucurăm când putem să ne bucurăm de lucrurile bune și să încercăm să trăim cum putem cu lucrurile rele, care, din păcate, nu țin de cele mai multe ori de noi. O zi frumoasă! Vă mulțumesc și eu! O zi frumoasă tuturor!